Prieteni. Să munciți, căci știința nu vine de la sine fără eforturi continue, spunea celebrul matematician și profesor Grigore Moisiu. Haideți să muncim și noi din timp pentru a reuși la examene. Astăzi v-am pregătit un curs de limba și literatura română în care veți analiza un text descriptiv în versuri. De la ora 9.30 v-am pregătit o lecție de matematică. Veți învăța să descompuneți în factori o expresie algebrică. Mult succes! Bună dimineața, dragi copii, și bine v-am regăsit! Numele meu este Anca Nicoleta Simion, sunt profesor de limba și literatura română, iar astăzi vom descifra împreună tainele textului descriptiv literar. Mai precis vom vorbi despre descrierea de tip tablou. Pentru aceasta, vă propun drept text suport poezia Gerul de Vasile Alexandrii. Puteți citi textul integral, după care cel mai bine este să luăm strofă cu strofă și să vedem exact ce vrea să ne transmită acesta. Așa că vom citi împreună prima strofă, iar apoi vom vedea despre ce este vorba. Gerul aspru și sălbatic strânge în braței cu jelire neagra luncă de pe vale care zace în amorțire. El, ca pe o mireasă moartă, o încunună despre zori, cu un văl alb de promoroacă și cu țurțuri lucitori. În ce moment al zilei ne aflăm? Așa cum ne spune poetul, ne aflăm despre zori, adică în zorii zilei. Ce se întâmplă? Gerul aspru și sălbatic strânge în brațe lunca. Mai precis ce face? Pune stăpânire pe luncă. Observăm că este neagră, asta înseamnă că încă nu a nins. Și dacă o vedeți în poză, aceasta este de fapt promoroaca. Ce este aceasta? Este un fel de brumă mai groasă, care se produce iarna, în special când este foarte, foarte frig. Prin urmare, în zorii zilei gelul pătrunzător pune stăpânire pe luncă și o acoperă cu un strat fin de promoroacă și cu acest surțuri de gheață. De ce credeți că lunca este comparată cu o mireasă moartă? Ei bine, pentru că peisajul acesta este înghețat. Nu există nicio urmă de viață. Și mai mult de atât, această promoroacă albă, evident, este un strat foarte fin și se aseamănă cu volul pe care îl poartă mireasa. Ce fel de imagine avem aici? Avem o imagine detaliată sau o imagine de ansamblu panoramică? Și de unde este ea privită? este privită evident de undeva de departe, pentru că avem întreaga imagine a luncii. Asta înseamnă că imaginea e una de ansamblu panoramică. Să vedem și care ar fi cuvintele cheie ale strofei. Acestea ar fi gerul, lunca și promoroaca. Gerul vine de la munte, la fereastră se oprește și privind la focul vesel care în sobe strălucește, el depune flori de iarnă pe cristalul înghețat crin și roze de zăpadă, ce cu drag le-a sărutat. Cerul vine de la munte, se oprește la fereastră, privește la focul vesel. Ce înseamnă asta? Înseamnă că acesta primește trăsături omenești, e înzestrat cu trăsături omenești prin intermediul personificării. Ce face el dacă vă amintiți strofa trecută, punea stăpânire pe luncă? Unde ajunge el de data aceasta? Ajunge în sat. Și ce face? Depune flori de iarnă pe cristalul înghețat. Oare ce înseamnă asta? Înseamnă că, de fapt, pe geamuri se depun niște flori de iarnă, adică geamul îngheață. Acesta este o metaforă și, iată, v-am căutat o imagine cât mai sugestivă pentru aceste flori de iarnă, care iau forma unor crini și unor trandafiri din zăpadă. Totodată, ce mai observăm? Dacă în strofa trecută era o atmosferă rece, deprimantă, de data aceasta observăm contrastul cu căldura din casă și atmosfera veselă, focul vesel care în sobe strălucește. Cuvintele cheie de aici ar fi gerul, focul și florile de iarnă. În strofa a treia. Gerul face cosuflare pod de gheață între maluri, pune streșinilor casei o ghirlandă de cristaluri, iar pe fețe de copile înflorește trandafiri să ne aducă viu aminte de aleverii înfloriri. Gerul face cosuflare pod de gheață între maluri. Mai precis, ce se întâmplă cu apa râului? Aceasta îngheață, exact cum avem în această imagine surprins. Prin urmare, oamenii pot trece peste apă asemenea unui pod. Mai departe, ce se întâmplă? Pune streșinilor case o ghirlandă de cristaluri. Ce credeți că reprezintă această ghirlandă de cristaluri? Surțurii care se formează la streșinea caselor. Iar pe fețe de copile înflorește trandafiri. Ce se întâmplă când e foarte ger afară cu obrăjorii noștri? Aceștia se îmbujorează din cauza frigului, nu-i așa? Prin urmare, poetului îi amintesc acești obraji îmbujorați de trandafirii din timpul verii. Cuvinte cheie aici ar putea fi pot de gheață și trandafiri. Și ultima strofă. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare, ce se întrec pe câmpul luciu, scoțând aburi lungi pe nare. O, tu gerule vin, îndeamnă calul meu să mă poarte ca geata unde el știe și eu. Ce sesizăm? Dacă primele trei strofe erau statice, nimic nu mișca, era totul încremenit, de data aceasta peisajul este animat de prezența cailor, calea aleargă. Ce înseamnă că dă aripi de vulturi? Evident, caii nu au aripi, nu-i așa? Dar, această metaforă sugerează viteza cu care aceștia aleargă pentru a se încălzi. De ce scot aburi lungi pe nare? Pentru că știți, atunci când e foarte, foarte frig afară, iar corpul nostru este încălzit, este încins, evident că aerul care iese pe nări se transformă în abur. Și observăm totodată că atât calul cât și călărețul se grăbesc spre destinație ca să scape de acest ger puternic. Cuvintele cheie aici ar putea fi gerul, Câmpul și calul. Am descifrat textul până în acest moment. Acum, haideți să descoperim împreună care este tema textului o identificăm, ce anotimp este surprins în text și ce moment al zilei, și ce anume înfățișează textul. Acestea sunt întrebări sau pași pe care puteți să îi parcurgeți și voi după ce descifrați textul, tema textului, cum o aflu, cu ajutorul câmpurilor lexicale. Iar în acest text, tema este evident natura, deoarece apar numeroși termeni din câmpul lexical al naturii. Care este anotimpul surprins? Acesta e simplu de identificat, este iarna. Iar momentul zilei, așa cum vedem din prima strofă, ar fi dimineața, zorii zilei. Prin urmare, ce înfățișează poezia? Textul înfățișează o dimineață de iarnă în care gerul pune stăpânire pe sat și pe lunca din jurul acesteia. Să descoperim elementele peisajului și proprietățile acestora. Asta face de fiecare dată când avem de a face cu o descriere de tip tablou, adică descrierea unui cadru natural. Care sunt elementele peisajului? Ei bine, gerul, lunca, vălul, țurțurii, focul, florile, cristalul, podul, câmpul, gerul. Ce se întâmplă cu acestea? Observăm că... Sunt însoțite aceste substantive de o serie de adjective, sau nu numai adjective, ci și substantive, cu funcție de atribut. Prin urmare, prin ce sunt surprinse, de fapt, aceste elemente ale peisajului? Printr-o serie de grupuri nominale. Centrul este reprezentat de substantivul ce denumește elementul peisajului, iar proprietățile acestor elemente sunt surprinse prin atributele din interiorul acestui grup nominal. Care va fi elementul central al întregului text? Ei bine, dacă observăm. Primul și ultimul uh, element din peisaj este gerul. Mai mult de atât, el este însoțit de mai multe adjective: aspru, sălbatic, năpraznic. Apare și în titlul poeziei, și totodată se repetă la începutul fiecarei strofe. Prin urmare, acesta este elementul central al întregului text. Ce constatăm? Că în text apar numeroase grupuri nominale, prin care sunt suprinse elementele cadrului natural și iată aici aveți câteva exemple. Iar în imagine, dacă ne uităm, observăm ghirlanda de cristaluri, adică țurțurii ce se formează la streașina caselor, ca să înțelegeți voi mai bine la ce se referă poetul să vedem în continuare care este traiectoria privirii celui care realizează descrierea și cam unde ar putea să se afle acesta. Iar pentru a surprinde aceste aspecte, să vedem primele două strofe. Gerul aspru și sălbatic strânge în braței cu jelire neagră lungă de pe vale care zace în amorțire. Spuneam că aceasta este o imagine panoramică, de ansamblu, deoarece nu avem detalii, ci vedem întreaga luncă. De unde credeți că este privită? De aproape sau de undeva de departe? Mai mult ca sigur de undeva de departe, da? Ce se întâmplă în strofa a doua? Gerul vine, privește la focul vesel din sobe, depune pe geamul înghețat flori de iarnă, vedem și forma acestora de crini sau de trandafir de zăpadă. Cum vi se pare aici imaginea? Mai este una de detaliu privită de departe? Cu siguranță nu. Imaginea aici se focalizează, se surprind detalii da, ale focului din casă și ale geamului plin de flori de gheață. Prin urmare, dacă în prima strofă avem o imagine panoramică, aici avem una detaliată. Unde stă privitorul? Probabil stă în spațiul protector al casei, lângă focul ce oferă căldură. Ce timp verbal este folosit în realizarea descrierii? Aici este simplu, vă uitați la timpul care domină în text și avem verbe precum vine, se oprește, strălucește, depune. Prin urmare, timpul verbal care este utilizat în realizarea acestui tablou este prezentul etern, care este specific textelor descriptive. Acum să vedem figurile de stil. Este un pas foarte important pe care trebuie să îl urmăriți cu atenție. Să vedem care ar fi acestea. În primul rând observăm gerul aspru și sălbatic. Avem două adjective ce însoțesc substantivul gerul, deci vom avea un epitet. Ce face acesta? Strângem braței cu jelire. Acțiunea aceasta este specific omenească, deci avem o personificare. Neagra luncă, neagra luncă, iată. Un, din nou un adjectiv ce exprimă o culoare, o non-culoare, deci un epitet. Ce face lunca? La rândul său, lunca zace în amorțire. Asta înseamnă că din nou avem o trăsătură omenească, deci o personificare. Ce mai avem aici? Ca pe o mireasă moartă, o încunună. Asta înseamnă că avem o comparație și ne ajută să identificăm comparația această prepoziție ca. Văl alb de promoroacă și țurțuri lucitori. Aici aș vrea să ne oprim puțin și să vedem sunt epitete sau metafore. Ei bine, cum fac deosebirea dintre cele două? Întotdeauna mă uit la substantive în special să văd dacă acestea sunt folosite cu sens propriu sau cu sens figurat. În cazul nostru ne vom uita la substantivul văl și la substantivul surțuri. Să vedem, văl alb de promoroacă, vălul ce este? Spuneam că este voalul acela pe care îl poartă miresele, o pânză foarte subțire, da? Iată, albă, de data asta de promoroacă. Cuvântul văl e folosit cu sens propriu sau cu sens figurat? Cu sens figurat, bineînțeles. Aici ar fi putut să spună banal un strat alb de promoroacă. E. Dacă acest substantiv centru este folosit cu sens figurat, aici avem de a face cu o metaforă. Hai să vedem dincolo. Țurțuri lucitori. Cuvântul țurțuri este folosit cu sens propriu. Cuvântul care exprimă o însușire neobișnuită este lucitori, deci adjectivul. Prin urmare, acesta este epitet, nu metaforă. În strofa următoare, ce face gerul? Vine, se oprește și privește da la foc. Aceasta este din nou o personificare. Mai avem focul vesel. Acesta fiind un adjectiv reprezintă un epitet, dar în același timp poate fi și o personificare, deoarece vesel arată o însușire specifică omenească. Flor de iarnă, evident că nu sunt flori la propriu, deci iarăși substantivul acesta flor este folosit cu sens figurat, deci metaforă și la fel și crin și roze de zăpadă, pentru că nu sunt flori uh, efectiv ci uh, pur și simplu apa când îngheață ia forma acestor uh, uh, flori minunate. Deci din nou metaforă. Și mergem la următoarele două strofe. Gerul face cu o suflare pod de gheață între maluri. Pe de o parte avem personificare, nu? Pe de altă parte pod de gheață uh, este din nou o metaforă că nu este un pod la propriu. Pune streșinilor case, casei o ghirlandă de cristaluri. Aceasta este o metaforă foarte frumoasă și spuneam că, de fapt, face referire la țurțuri. Iar pe fețe de copile, înflorește trandafiri. Oare sunt trandafiri? Normal că nu sunt trandafiri, pur și simplu obrajii se îmbujorează. Prin urmare, iarăși folosit sensul figurat al cuvântului, deci metaforă. Să ne aducă viu. Aminte. Ei bine, acest adverb de mod viu determină locuțiunea verbală să ne aducă aminte și reprezintă un epitet al verbului. În ultima strofă, gerul dă de aripi de vulturi cailor. Spuneam că normal, caii nu au aripi, nu-i așa, doar în desenele animate. Uh, și atunci avem iarăși o metaforă ce sugerează viteza acestora. Ce se întrec pe câmpul luciu. Aici adjectivul este un epitet. Mai avem gerul năprasnic din nou, epitet, și în ultimul vers, să mă poarte casă geata, o comparație. Și iată, iată figurile de stil din ultimele două strofe. Ce constatăm? Limbajul utilizat în text este unul expresiv, bogat în figuri de stil poetul impresionând prin creativitate și originalitatea viziunii. Iar aici v-am comentat două dintre acestea. Se remarcă repetiția substantivului gerul, care apare și în titlul poeziei la începutul fiecarei strofe, ceea ce face ca acest fenomen extrem al naturii să devină cuvântul cheie al textului. Mai mult, acesta apare însoțit de epitetele aspru și sălbatic, respectiv năprasnic, ce evidențiază intensitatea ieșită din comuna gerului vedem acum ce sentimente, stări, emoții se desprind din fiecare strofă. Iar în prima, v-am subliniat câteva cuvinte. Jelire, neagra, zace, amorțire și moartă. Ce sugerează toate aceste cuvinte? Ce senzație vă trezesc aceste cuvinte? Senzație de tristețe, de durere. Ei bine, ele formează câmpul sau fac parte, mai bine zis, din câmpul semantic al acestor sentimente. Ce cuprinde câmpul semantic? Ei bine, cuvinte din părți de vorbire diferite, dar care sunt legate ca sens. Deci, toate conduc la această durere-tristețe. Deci, prima strofă este dominată de aceste sentimente. În cea de-a doua strofă, v-am sublinia secvența focul vesel care în sobe strălucește. Cum este atmosfera din interiorul casei față de cea pe care am văzut-o în strofa anterioară? Ei bine, este una caldă, primitoare, veselă, deoarece focul din sobă oferă căldură. Ei bine, de, nu degeaba este pusă exact după prima strofă în care, vă aduceți aminte, atmosfera era rece, ostilă, da? De ce credeți că a recurge autorul la această antiteză, opoziție? Pentru că vrea să scoată în evidență efectele gerului și sentimentul de tristețe pe care îl produce acesta poetului. În strofa a treia avem iarăși un sentiment foarte puternic, evidențiat în ultimele două versuri. Pe fețe de copile înflorește trandafiri să ne aducă viu aminte de ale verii înfloriri. În primul rând, sentimentul este unul de nostalgie. De ce? Pentru că, spuneam, metafora aceasta pe fețe de copile înflorește trandafiri, face referire la obrajii roșii din cauza gerului. Ei bine, aceștia îi amintesc poetului de vară, de trandafiri, florile specifice a acestui anotimp cald. Sentimentul este amplificat prin acel adverb viu, vă spuneam, prin care își manifestă, de fapt, dragostea și admirația față de vară. Iar în ultima strofă, ia să vedem care este sentimentul dominant în final și ce aduce schimbarea. Primele trei strofe am văzut că erau foarte statice, dar de data aceasta însă observăm o schimbare. Imaginile sunt foarte dinamice. Observăm pe de o parte prezența cailor ce aleargă parcă mai repede decât de obicei din cauza gerului, iar pe de altă parte și prezența omului. Ei bine, acest dinamism din final sugerează ideea de optimism, de victoria vieții asupra morții, pe care o simbolizează Gerul. Aduceți-vă aminte că în prima strofă aveam mireasa moartă, da? Deci gerul aduce moartea. Iar omul în final este biruitor în fața acestei morți. Concluzii. Ei bine, textul gerul este o descriere de tip tablou, deoarece este înfățișat un peisaj de iarnă surprins într-o dimineață geroasă. Ce remarcăm? În primul rând, prezența numeroaselor grupuri nominale, care erau alcătuite din substantive însoțite de atribute, prin care erau surprinse elementele cadrului natural și detaliile legate de acestea. Totodată, ce mai observăm? Alternarea imaginilor panoramice, cum s-a întâmplat în prima strofă, când aveam imaginea de ansamblu a lungii, cu cele detaliate, focalizate, așa cum se sizăm în cea de-a doua strofă. Și chiar și în ultima, dacă vă aduceți aminte, că erau descriși ca scoțând aburi lungi pe nare. Altă trăsătură specifică descrierii de tip tablou ar fi utilizarea ca timp verbal a prezentului etern. De asemenea, am văzut Că este folosit un limbaj artistic expresiv presărat cu numeroase epitete, personificări, metafore foarte sugestive. Și mai avem transmiterea unor stări și sentimente provocate de fenomenul meteorologic care pune stăpânirea asupra peisajului descris. Ei bine, aceste stări și sentimente pot fi surprinse, pe de o parte, prin câmpurile semantice, spuneam, adică prin acele cuvinte uh, care trimit la un anumit sentiment. Așa cum am văzut în prima strofă, gelire, moartă, neagră, toate conduc către durere. De unde pot să mai îmi dau seama care sunt stările și sentimentele? Chiar autorul poate să ne mărturisească, să ne aducă viu aminte de ale în floriri. Sau mai pot fi surprinse cu ajutorul figurilor de stil. Focul vesel, de exemplu, sugerează bucuria, optimismul, căldura din interior. Pentru încheiere vă propun uh, o temă Pornind de la textul miezul iernii, scris de Vasile Alexandri, vom avea trei sarcini. Este o poezie descriptivă de tip tablou, evident, a aceluiași autor. Prin urmare, o să vedem o serie de asemănări între textul nostru de astăzi, gerul, și textul propus pentru acasă. Și ce veți avea de făcut? În primul rând, se extrageți din text cinci elemente ale cadrului natural și cuvintele prin care sunt prezentate trăsăturile acestora. Vă reamintesc, acele elemente ale cadrului natural sunt substantive, iar cuvintele prin care sunt prezentate trăsăturile vor fi atributele Acestora, deci, veți scoate grupurile nominale prin care sunt prezentate elementele cadrului natural. La doi, să identificați două figuri de stil diferite și să încercați să prezentați rolul acestora în text. iar la ultimul exercițiu, să precizați două sentimente pe care le transmite autorul prin acest tablou al miezului iernii. Pentru sentimente, încercați să fiți foarte atenți la câmpurile semantice, să vedeți care sunt figurile de stil sau acele pasaje prin care autorul mărturisește el însuși ceea ce simte. Dragii mei, sper că explicațiile de astăzi au fost clare, sper că v-ați reamintit cu plăcere de textul descriptiv literar în versuri de tip tablou și vă aștept cu tema făcută data viitoare. Până atunci, vă urez să aveți o zi minunată și toate bune! La revedere!